Domnul să ne ajute pe toți, să fim toți cuprinși în iubirea și în dragostea lui Dumnezeu. Pentru rugăciunea următoare aș dori să dau citire la două versete din Cartea Efesenilor, capitolul 6, versetul 2 și versetul 3. Cartea Efesenilor, capitolul 6, versetele 2 și 3. Aici Apostolul Pavel se adresează către noi toți între această dupămasă, recitește o poruncă din Vechiul Testament și spune în felul următor: să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Amin. Această poruncă este dată de însuși Dumnezeu și lăsată pentru toți fiii oamenilor, lăsată pe pământ pentru toți, de a privi la părinți sau la tată și la mamă și să-i privești, să-i cinstești sau să-i onorezi. Spune că este cea din tâi poruncă pe care o urmează o făgăduință pe care Dumnezeu a lăsat-o. De aceea vom privi scurt la acest pasaj și vom trece la câteva calități la care îl reprezintă pe tatăl sau tatăl pământesc pe care l-a dat Dumnezeu și pe care Dumnezeu îl așteaptă să-l cinstim sau să-l avem în onoare. De a cinsti, cum am spus, este să onorezi, să-l ai în loc de cinste, să-l respecti și să ai tot timpul privirea de a primi ceva de la el. Această poruncă este dată de Dumnezeu și dacă om urmări-o, cuvântul lui Dumnezeu spune că ne va urma făgăduințele acestei porunci. Spune că ca să fii fericit, fericirea noastră depinde de a cinsti pe părinți și în al doilea rând și să trăiești o viață, să trăiești mult, multă vreme pe pământ, o viață lungă pe pământ. Aceste două lucruri atârnă de comportarea noastră față de părinții pe care îi avem. Între această dimineață ni s-a vorbit în auzul tuturor foarte frumos ce înseamnă să respecti, să ai ascult sfatul părinților și să dai sfat. Și când David s-a îndreptat către Solomon și a spus să fii om, el s-a îndreptat și s-a referit tocmai la ceea ce a făcut Dumnezeu de la început. Ce a făcut Dumnezeu de la început? Om după chipul lui Dumnezeu și după asemănarea lui. S-a referit tocmai la original. Când Dumnezeu a pus în gând să facă pe acest om, nu l-a făcut doar la o întâmplare, ci a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră. Ce așteaptă Dumnezeu de la om? Să reflecte în el chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De a avea acest titlu de tată nu este un simplu lucru. Scriptura nu ne spune că devii tată când te căsătorești. Devii tată atunci când se naște în tine sau se prezintă în tine chipul lui Dumnezeu. Și asemănarea lui Dumnezeu este în tine. Și atunci când ai calitatea de a dărui, de a crește, de a dezvolta, de a purta de grijă. Știți care a fost porunca lui Dumnezeu la om când l-a creat după chipul și asemănarea lui? Dumnezeu a pus în Geneza, capitolul 1, versetul 26, spune așa: apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate teritoarele care se mișcă pe el. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut
după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască a făcut. Și Dumnezeu i-a binecuvântat. Doamne ajută-ne! De a fi părinte trebuie să ai aceste calități, să stăpânești, să multiplici sau să umpli. De a fi părinte înseamnă să știi a crește, să porți de grijă. Doamne ajută-ne! Aș dori să venim într această rugăciune să-i cerem lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne umple de aceste calități părintești pe fiecare din noi. Să putem reflecta asemănarea lui Dumnezeu și chipul lui Dumnezeu în noi. Să venim înaintea lui Dumnezeu să-i mulțumim mai întâi că ne-a creat, ne-a dat posibilitatea să devenim după chipul și asemănarea Lui și să ne dea putere să avem aceste calități. Aceste calități primesc autoritatea sau împuternicire atunci când ascult de porunca lui Dumnezeu. Mai întâi trebuie să cinstesc pe tatăl meu și pe mama mea ca să fiu fericit și să trăiesc multă vreme pe pământ. Aș dori să venim într această rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să-i mulțumim și să cerem aceste calități ca Dumnezeu să le dezvolte în viața noastră, să ne ajute să le putem pune în practică, ca cu adevărat să dăm dovadă de părinte. Și cum a fost amintit de dimineață, când vă privi în urma noastră, să nu ne fie rușine de chipul și asemănarea care a fost prezentată în noi, ci să fim ascunși în Dumnezeu și Dumnezeu să fie proslăvit în viața noastră, în ființa noastră, și în urma noastră să rămână doar chipul lui Dumnezeu, doar asemănarea lui Dumnezeu, și atunci cu siguranță vom fi fericiți în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ți-aducem închinare.
respect, aș dori să vă ridicați înaintea Domnului să citesc câteva cuvinte. Vreau să dau citire din Cuvântul lui Dumnezeu, din Psalmul 20, primele 5 versete. Toți cei ce aveți Sfintele Scripturi, să deschidem la Psalmul 20, primele 5 versete. Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimite ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijinească din Sion, să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească arderile tale de tot, să-ți dea tot ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale. Atunci, noi ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Domnul să-și asculte toate dorințele tale. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Sunt foarte onorat în această seară să fiu în mijlocul vostru. Este pentru prima dată, căci de când v-ați mutat aici, sunt de la Biserica Philadelphia, mă numesc Romulus Tuluc, am harul să vă slujesc în această seară, fratele Mike mi-a dat acest har și Domnul. Domnul să vă binecuvinteze. Nu este mai mare har și mai mare binecuvântare ca să te afli în casa lui Dumnezeu. Odinoară, marele om al lui Dumnezeu, David, spunea, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Și totdeauna m-am pus întrebarea aceasta, de ce se bucura David când venea la casa lui Dumnezeu? Se bucura pentru că acolo se întâlnea cu Domnul, în primul rând. Pentru că Domnul era tăria lui, Domnul era sprijinul lui, Domnul era biruința lui. Și știți bine până câte a trecut marele om al lui Dumnezeu, David, de aceea iubea casa lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Mi-aduc aminte de o scenă care s-a petrecut în vechiul Israel, atunci când poporul lui Dumnezeu era chemat să lupte împotriva lui Amalec și s-a coborât la Refidim, le spune cuvântul lui Dumnezeu. Acolo când s-a coborât jos ca să lupte împotriva lui Dumnezeu, Moise, care era mai înaintat în vârstă, l-a luat pe Aron și pe Hur și i-a urcat sus pe munte. Ei, când s-a urcat sus pe munte, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că mâinile lui Moise au stat înălțate în sus spre cer până spre asfințitul soarelui și Dumnezeu a dat o mare biruință. Și acolo au zidit un altar. Și au zis, haide să punem nume acestui altar, că Domnul ne-a dat mare biruință. Și a pus numele acestui altar, Domnul steagul meu. Căci Dumnezeu în ziua aceea, deși la un moment dat când mâinile lui Moise au obosit, ne spune Sfânta Scriptură, Moise a luat o piatră și a așezat-o sub el și Aron era de o parte, Hur era de cealaltă și au înălțat mâinile lui Moise până spre asfințitul soarelui. Și Dumnezeu din cer a dat o mare biruință în ziua aceea. Slăvit să fie Domnul! Ne spune Sfânta Carte căci și în special Solomon în Cartea Eclesiastru ne spune căci este o vreme când plângem. Este o vreme de plâns, este o vreme de atunci când sădim, este o vreme când sădim, este o vreme când culegem. Este o vreme când ne naștem, este o vreme când murim. Așa spune omul lui Dumnezeu Solomon. Plânsul își are vremea lui, săditul își are vremea ei. Toate aceste lucruri, ne spune Eclesiastul, că își au vremea lor. Atunci când pierdem ceva, atunci când nu-l mai avem între noi, începem să suferim. Am citit psalmul acesta 20 în adins pentru că am vrut să vedeți ce înseamnă să te asculte Domnul în ziua necazului. Și mi-am pus întrebarea, Doamne, cum am putea să trecem de la plâns la bucurie? Cam care ar fi metoda sau procedura ca să facem lucrul acesta? Ca să
trecem de la plâns la bucurie, mai întâi trebuie să ai o susținere morală. Cineva să vină să te susțină, nu? Este bine când un frate, o soră vine, când ești în probleme și în necaz și zice, frate, vreau să te ajut în rugăciune. Vreau să te ajut cu o zi de post. Așa e că vă bucurați. Ne bucurăm de lucrul acesta. Aduceți-vă aminte de o scenă care s-a petrecut în Scriptură, și anume când Iisus a trebuit să meargă în Betania, în casa Mariei și a lui Lazar. Știa că Lazar este mort de 3 zile. Și a ajuns acolo Domnul Iisus în casa aceea și ne spune Sfânta Scriptură căci Domnul Iisus a început să plângă. Deși știa că vrea să-l învieze pe Lazar, Domnul Iisus a plâns. Și mi-am pus întrebarea, Doamne, de ce a plâns Iisus? Pentru că știa că vrea să-l învieze pe Lazar. Lazar trebuia să învieze la cuvântul Domnului Iisus. Dar Iisus a plâns. De ce a plâns Iisus? A plâns Iisus pentru că a vrut să susțină moral casa aceea, să o ridice, să o îmbărbăteze, să simtă cu familia aceea, să simtă cu casa lui Lazar. De aceea a plâns Domnul Iisus Hristos și după aceea l-a înviat pe Lazar. Ei, ca să treci de la plâns la bucurie, trebuie să ai o susținere morală, o susținere care să te îmbărbăteze, să te ridice înaintea Domnului. Pentru că Dumnezeu totdeauna binecuvintează pe cei care aduc vești bune și te ridică. N-ați observat atunci când ați venit înaintea unor frați și ați încercat să-i îmbărbătați, de fapt, îmbărbătându-i pe frați și pe surori, te-ai îmbărbătat pe tine. Și ai început să te ridici și să te urci pe scara aceasta spirituală înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu te-a binecuvântat. Pentru că atunci când binecuvântăm pe alții, când îi susținem moral, când venim înaintea Domnului și zicem, frate, soră, postez pentru tine, vreau să mă rog pentru tine, vreau să te aduc înaintea Domnului, Dumnezeu te binecuvântează pe tine. Și vezi că casa ta este binecuvântată, vezi că belșugul tău începe să crească mai mult și vezi că Dumnezeu vine prin Duhul Sfânt și se odihnește peste casa ta, pentru că așa face și lucrează Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, este foarte important ca să ne susținem unul pe altul. Pentru că psalmistul aici în psalmul 20 când spune să te asculte Domnul în ziua necazului. Da, Dumnezeu ne ascultă în ziua necazului. Atunci când venim sincer înaintea lui Dumnezeu, când inima noastră este sinceră înaintea Lui. Dar va trebui să avem și susținere din partea bisericii și a fraților și a surorilor. Și atunci biruința va veni cu siguranță înaintea noastră, înaintea lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul pentru lucrul acesta. Aduceți-vă aminte și vreau să vă duc puțin cu gândul în împărăția Babilonului când Daniel era cumva la un încurcătură când a zis împăratul gata, am să dau o poruncă ca toți înțelepții să fie omorâți pentru că nu mi s-a dat deslușire la visul meu și se duce Daniel înaintea împăratului și zice împărate, dăm vreo 3 zile să stau înaintea Domnului și eu și cu prietenii mei mă voi ruga lui Dumnezeu. Daniel s-a dus la Șadrac, Meșac și Abednego și i-a atras și i-a zis, frații mei, haideți să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să dea o biruință și Dumnezeu să descopere visul împăratului. A fost aceasta o susținere morală? A fost aceasta o susținere din partea lor? A fost, sigur că da. Pentru că atunci când suntem mai mulți adunați la oaltă și venim cu un gând și un cuger, cum spune Sfânta Scriptură, și inima noastră este îndreptată înspre Dumnezeu cu adevărat, Dumnezeu dă biruință. Vreau să vă aduc o întâmplare, când eram încă în armată în România și lucrul acesta nu l-am spus încă niciodată, dar mi se dă să-l spun acum. Eram în armată în 89 și a venit Revoluția. La un moment dat la noi în cazarmă s-a făcut o tragere și s-a făcut o tragere cu cadre militare. Cadrele militare au ieșit din cazarmă, s-au dus la tragere. La un moment dat s-a auzit o zarvă la noi în cazarmă și a zis că s-a pierdut o armă și nu știa unde este arma aceea. Atunci s-a făcut un control foarte mare la noi în armată, s-au golit toate rastelele, cum se numeau atunci
locurile unde se păstrau armele și s-au luat fiecare cu seria lui, fiecare cu modelul lui, tot ca să-ți vadă de unde lipsește arma. Aveam un grup de băieți, de frați, de pe la Vicov, de la Bistrița, de la Baia Mare, cu care noi ne rugam în fiecare dimineață acolo. Aveam un loc la noi în cantină, unde urcam sus în pod și ne rugam lui Dumnezeu. În dimineața aceea, cadrul care se ocupa cu rezolvarea acestui caz ca să găsească arma, trebuia să se ducă în podul la cantină ca să caute, era ultimul loc unde el nu căutase în locul acela. Acela era ultimul loc. Și noi trebuia să mergem exact în locul acela. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că unul dintre soldați a ascuns o baxă de muniție exact în locul unde noi trebuia să ne rugăm. Noi n-am știut lucrul acesta. Și atunci, dacă noi mergeam în locul acela și venea cadrul acela militar ca să caute arma, pe noi ne prindea exact acolo. Și nu puteam să ne dezvinovățim. Și eram în probleme. Dar în dimineața aceea am avut pe gând ca să ne rugăm lui Dumnezeu și când am ieșit de la mine din locul unde dormeam, de la dormitor, să mă duc înspre baie, holul acela era gol. Nu eram numai eu pe hol. La un moment dat, când m-am apropiat de baie, am auzit o voce, exact cum vei aud pe voi vorbind cu mine, sau voi pe mine să mă auziți acum, care a zis așa, să nu vă duceți astăzi în pod. M-am întors în spatele meu și nu era nimeni. Am crezut că vorbește cineva cu mine. Și m-am dus încă vreo 3 pași, aproape să mă apropii de ușa ca să intru la baie și mi-a mai zis odată vocea, nu mergeți astăzi în pod. Și m-am întors din nou, că n-am știut că e vocea Domnului. Și când am intrat înăuntru, am mai auzit a treia oară vocea care a zis, nu mergeți astăzi în pod. În momentul ăla am albit, mi s-a desfăcut carnea, ca cum se desface carnea de pe oase. Și atunci a intrat un coleg de-al meu de armată și a zis, Romi, ce este cu tine, că ești alb ca varul? Și m-am uitat în oglindă și așa eram, alb ca varul. Și atunci am zis, ce mare este Dumnezeu, că avem suport și Dumnezeu ne științează și ne dă biruință. Și am zis la fraților, nu mergem astăzi în pod, să ne rugăm că Dumnezeu ne-a avertizat să nu mergem. Și n-am mers. Și ce s-a întâmplat? Soldatul care a ascuns baxa aceea de muniție s-a dus în momentul acela când noi trebuia să ne rugăm, s-a dus în pod și cadrul acela militar l-a prins acolo. Pentru că el a furat arma din cazarmă și și-a ascuns o baxă de muniție ca la ulterior să poată să o scoată afară, să o ducă din armată. Și l-a prins acolo în fapt, acolo unde era baxa aceea. Dacă noi mergeam acolo, ne prindea pe noi. Dar Dumnezeu ne-a avertizat și dăm slavă și cinste. Slăvit să fie Domnul! Vedeți, atunci când avem suport moral, când avem suport duhovnicesc din partea fraților, din partea bisericii, Dumnezeu face lucruri mari. Aduceți-vă aminte de Estera. Estera care a ajuns împărăteasă. Mardoheu care stătea la poarta cetății, acolo în praful acela. I-a zis la un moment dat Mardoheu lui Estera, de unde știi tu că nu pentru vremea asta te-a pus Dumnezeu acolo? Și a zis Estera, nu-i nimica, mergeți, postiți înaintea Domnului și eu în ciuda legii am să intru la împărat. Și oamenii aceștia și poporul au postit înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu, pentru că a avut susținere morală și spirituală din partea poporului al lui Mardoheu, Ester a căpătat o mare biruință. Slăvit să fie Domnul! De aceea, părtășia noastră frățească, de aceea atunci când ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, atunci când stăruim pentru frați, noi trebuie să credem că Dumnezeu poate rezolva lucrurile. Vedeți, de multe ori nu căpătăm biruință și nu căpătăm răspuns din partea lui Dumnezeu, căci nu ne rugăm cum trebuie să ne rugăm înaintea Domnului. Nu stăruim înaintea lui Dumnezeu cum El vrea să stăruim înaintea Lui. Pentru că Dumnezeu vrea din partea noastră să avem o inimă sinceră, să avem o inimă predată cu adevărat înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu poate să aducă mari biruințe înaintea Lui. Iubiții mei, frați și surori, este vreme când trăim și este o vreme foarte grea. Uitați-vă în jurul nostru ce se întâmplă. Mă duc adesea cu trocul și văd atâtea lucruri.
Oamenii nu se mai înțeleg. Partidele nu se mai înțeleg. Lucruri murdare, lucruri obraznice care se întâmplă în jurul nostru. Noi ca biserică, noi ca popor al lui Dumnezeu, ce ar trebui să facem? Știți, la un moment dat când Apostolul Petru zice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? Ce fel de oameni? Cam ce ar vrea Dumnezeu de la noi în vremea aceasta? Dacă oamenii aceștia care au luptat, cum a fost poporul lui Dumnezeu, au ridicat altar de biruință, noi n-ar trebui să ridicăm altar de biruință. N-ar trebui ca familiile noastre să fie un focar al lui Dumnezeu și atunci când familiile sunt familiile pline de focar, de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, când venim toți la oaltă, când focul acela se mărește, biserica este în clocot. Și numai când ne rostim înaintea Domnului cuvântul lui Dumnezeu și când zice, Doamne, avem nevoie de Tine, vă întreb, se va prezenta Dumnezeu între noi? Aleluia! Așa este! Pentru că unde este o familie sănătoasă, biserica este sănătoasă. Unde este o familie înflăcărată de Duhul Sfânt, biserica este înflăcărată de Duhul Sfânt. Pentru că vremea în care trăim este o vreme foarte grea și vor veni vremuri mai grele. De aceea Apostolul striga, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Adică care ar trebui să fie statutul vostru vis-a-vis de Dumnezeu? Aduceți-vă aminte când ați crezut, acum ați 15, 20 de ani, 25 de ani, cum ați fost? Ce înflăcărați de Duhul Sfânt ați fost? Când Duhul Sfânt se cobora peste noi și aducea atâtea binecuvântări în viețile noastre, era o vreme de har. De ce să nu fie și acum vremea aceea de har? Dumnezeu nu s-a schimbat. Harul lui Dumnezeu nu este luat de la noi, încă este între noi. Vrem ca Dumnezeu să desăvârșească biserica aici pe pământ, pentru că vine Domnul, vine răpirea fraților, este pe nor să vină. Și atunci fiecare dintre noi trebuie să ne analizăm foarte bine viața noastră, familiile noastre, să ne luăm amănunțit înaintea lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, ce fel de oameni suntem în vremea aceasta? Nu mai suntem nici căldicei, nici reci. Vrem să fim în clocot, fraților, să clocotim pentru Domnul. Că Domnul Iisus vine. Că vrem, că nu vrem, Iisus vine, fraților. Vremea noastră este o vreme foarte grea. Toate lucrurile care se întâmplă în jurul nostru ne spune lucrul acesta. Pentru că vremea noastră și noi ca și biserică trăim într-o vreme foarte, foarte grea, fraților. De aceea Dumnezeu în vremea aceasta vrea să ne trezim. Să ne trezim la realitate. Să ne trezim la adevăr. Că pentru că cuvântul lui Dumnezeu se împlinește sub văzul nostru. Dumnezeu vrea să ne trezim la realitate. Pentru că nu mai este mult. Israel va trebui să construiască templu și o va face. Israel va trebui să treacă prin multe necazuri, în necazul cel mare. Biserica probabil că nu va mai fi pe pământ. În momentul când templul se va construi, biserica nu mai este. Va fi răpită la Domnul. Toate sunt pregătite, fraților. Locul unde va fi construit templul este pregătit. Uneltele de templu, toate sunt pregătite. Este gata să se construiască. Asta mie îmi spune că vine Domnul. Răpirea va veni, fraților. De aceea strigă Duhul Sfânt, strigă Evanghelia. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Haideți să ne dăm toate silințele. Dacă acum 20 de ani, 15 ani când ne-am pocăit înaintea Domnului, am fost înflăcărați înaintea Lui și ne-a plăcut pocăința, rugăciunea, stăruința, alergam în stânga, în dreapta, ca să primim un cuvânt din partea Domnului. De ce nu mai facem și astăzi? Ce s-a întâmplat? Am venit în țara aceasta, Dumnezeu ne-a binecuvântat și am venit și avem de toate. De toate avem, fraților. Problema e că nu mai avem putere. Avem de toate, dar nu mai avem putere. Și este o mare problemă. De aceea Domnul Iisus să vă binecuvinteze, să ne binecuvinteze și pe noi. Să ne întărească vreme ca aceasta și să ne binecuvinteze.
De ce credeți că omul lui Dumnezeu David a zis să te asculte Domnul? De ce Domnul? Pentru că în momentul când Domnul te ascultă, El știe de ce ai nevoie. Și oamenii te pot asculta, te duci în audiență la primar, nu te ascultă, până la un moment dat zice, da, îți promite că-ți face. Am să-ți rezolv problema ta. Și te-ai dus din biroul lui și l-a uitat de ce ai vorbit cu el. Dar omul lui Dumnezeu, David, care a experimentat relația cu Dumnezeu, el știe clar ce vorbește. Că dacă Domnul te ascultă, ai șansele ca problema ta să fie rezolvată. De aceea zice, Domnul să te asculte în ziua necazului, nu altcineva. Ne ducem la doctor de adesea ori și avem promisiunea din partea doctorului și zice, da, am să te pun pe picioare, am să te fac bine. Și mergem din office-ul acela cu o doză de bucurie și zicem, da, uite, într-adevăr, mai am încă o șansă. Că doctorul mi-a promis că îmi dă medicamentul cu tare și mă pune pe picioare. Dar s-ar putea să nu te pui pe picioare. Pentru că doctorul face ce poate. Doctorul își întinde mâna până unde poate. Dar dacă Domnul te ascultă în ziua necazului, te asigur 100% și Biblia spune lucrul acesta, că problema ta va fi ascultată. Slăviți să fie Domnul! Iubiții mei, vreau să rămân aici și să rog pe Dumnezeu să vă binecuvinteze mai departe, să binecuvinteze biserica, să binecuvinteze frați slujitori, pe toți cei care sunteți angrenați în slujba de lucrare a lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să crește, să propășiți și Duhul lui Dumnezeu să reverse peste voi. Să fiți în clocot atunci când vă veți deschide gura înaintea Domnului. Dumnezeu să-și facă prezența imediat între voi și Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Amin. Slavă Domnului! Aș ruga ca în continuare Iosif să-L laude pe Domnul cu o cântare. În timpul acestei cântări vom avea colecta bisericii. După Iosif vom lăuda pe Domnul cu o cântare în comun, după care va urma corul bărbătesc și fratele Leon va trece la cuvânt. Eu sunt mic, dar Iisus locuiește în viața mea și nimeni nu poate să-mi ia. Eu sunt mic, dar Iisus locuiește în viața mea. El mi-a dat pacea sa. Când privesc în zori o floare ce zâmbește către soare, îi spun de iubirea lui Iisus, cum că El a dat culoare și viață și splendoare. Ce minunat e Iisus! Eu sunt mic, dar Iisus locuiește în viața mea și nimeni nu poate să-mi ia. Eu sunt mic, dar Iisus locuiește în viața mea și nimeni nu poate să-mi ia. Eu sunt mic, dar Iisus locuiește în viața mea. El mi-a dat pacea sa. Când o pasăre în zare se înalță către soare, îi spun de iubirea lui Iisus. Dăruirea de pioare și putere ca să zboare. Ce minunat e Iisus! Eu sunt mic, dar Iisus locuiește în viața mea și nimeni nu poate să-mi ia. Eu sunt mic, dar Iisus locuiește în viața mea. El
Lăudat și mărit să fie numele Lui Dumnezeu, a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Ne bucurăm, frați și surori, pentru că încă Dumnezeu încă și astăzi ne-a dat această zi binecuvântată, unde putem să ne cercetăm viața noastră în prezența Lui Dumnezeu și în cuvântul Lui Dumnezeu, care l-am auzit de dimineață și l-am auzit și după masă, și cred că mai de parte Dumnezeu ne va vorbi. Datoria noastră este să ne deschidem inima și să ascultăm. Când s-a cântat o cântare aici, au cântat-o frații, vocea Lui se aude. Și am stat și m-am cugetat, într-adevăr, dacă aud vocea Lui. Frați și surori, în vremea aceasta pe care noi o trăim, se aud multe voci. Printre toate vocile care se aud, cea mai dulce și cea mai
binecuvântată voce este vocea lui Iisus Hristos, vocea Duhului Sfânt, slăvit să-i fie numele. Întrebarea cea mai mare și problema este dacă eu o aud. Și am dorit ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu un auz curat, sfânt, să putem auzi vocea Domnului. Vocea Domnului nu este atunci când vorbește poate numai un frate prin cuvântul lui. De multe ori ne vorbește pe drum, când mergem la lucru, când venim, când stăm acasă în cortul nostru, când mergi pe drum, de multe ori auzi vocea Domnului și am dorit ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ascultăm ce ne spune ea. De dimineață s-a vorbit aici despre putere, când David era deja pornit pe drumul care să se ducă, cum spunea el, pe calea pe care se duce toată lumea, l-a chemat pe fiul lui, pe Solomon, și i-a spus cuvinte minunate, care am stat și m-am dus chiar acasă și am cugetat la cuvintele acestea pe care le spunea el: întărește-te și fii om. Frați și surori, de a fi om este un lucru mare. Dumnezeu totdeauna a căutat oameni. Dacă vă aduceți aminte, în cartea lui Ieremia, vreau să citesc cuvintele acestea pe care le spunea Dumnezeu atunci, cartea lui Ieremia, în capitolul 5, dacă nu dau greș, cuvântul lui Dumnezeu spune acolo, și am stat și m-am gândit la cuvintele acestea, unde el spune, uitați-vă ce spune Dumnezeu, cutreierați, versetul 1, capitolul 5 din Ieremia, cutreierați ulițile Ierusalimului, uitați-vă, întrebați și căutați în pețe dacă se găsește un om, dacă este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să se țină de adevăr, și voi ierta Ierusalimul. Frați și surori, nu erau oameni în Ierusalim, nu erau oameni în prejurimea lui Ieremia când vorbea Dumnezeu cuvintele acestea prin gura lui, dar ce fel de oameni căuta el? Oameni, uitați-vă, căuta oameni tari, oameni puternici, oameni care Dumnezeu vroia să-i folosească pentru cetatea Ierusalimului, și nu erau oameni acolo, nu erau. În capitolul 22 din Ezechiel, dacă nu dau greș mai departe, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, versetul 30, uitați-vă ce spune din nou Dumnezeu prin gura acestui proroc: caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu nimicesc. Dar nu găsesc niciunul. Ce durere, frați și surori! Hai să ne punem întrebarea în această seară, în această zi și în vremea noastră: are Dumnezeu nevoie de asemenea oameni? Are Dumnezeu nevoie de un om care să ridice, să steie în spărtură, să ridice un zid și să mijlocească? Și am vrea să ne punem întrebarea, fiecare din noi: nu cumva Dumnezeu te caută pe tine, pe mine? Dumnezeu ne caută și vrea să ne pui undeva într-o lucrare, ca să te folosească pentru starea altora,
pentru neputința altora, pentru lucrurile care Dumnezeu vrea să le aducă la îndeplinire și poate noi de multe ori nu suntem pregătiți și nu suntem la locul nostru. Am dorit ca Domnul să ne binecuvinteze, să ne dea putere. Frați și surori, ne uităm, Dumnezeu vrea oameni puternici, tari, care nu e vorba de putere fizică, e vorba de o putere duhovnicească, care Dumnezeu să poată lucra. Uitați-vă, când Domnul Iisus, înainte de înălțarea Lui la cer, a strâns ucenicii și le-a spus să nu vă depărtați de Ierusalim până când? Până nu veți fi întăriți, până nu veți fi puternici, până nu se va coborî Duhul Sfânt peste voi și atunci veți putea pleca în lucrarea Lui. Binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu, frați și surori. Sursa acestei puteri în vremea noastră, noi vedem că din ce trece timpul, parcă tot scade în mijlocul poporului Dumnezeu, mai ales în mijlocul celor care spunem că suntem penticostali. Lucrarea aceasta a Duhului Sfânt parcă tot mai slabă, mai puține dorinți de stăruință pentru Duhul Sfânt, pentru întărirea noastră, mai puține rugăciuni. Și cred că și astăzi Duhul Sfânt printre noi strigă, caut oameni ca să se ridice, ca să strige, ca să mijlocească, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Ne uităm atunci când Dumnezeu a vrut să nimicească poporul lui Israel. Era un om, Moise, și ce-a făcut el? Era bucuros când a spus, Domnul, dă-te într-o parte. Nu, el a stat și a mijlocit pentru că a fost un om tare, a mijlocit înaintea lui Dumnezeu și i-a pus atâtea condiții, ce vor zice neamurile, pentru că ne-ai scos de acolo și n-ai avut putere să ne duci. Și omul acesta puternic a stat în fața lui Dumnezeu în rugăciune și în mijlocire și aș vrea să vă întreb, l-a ascultat Dumnezeu? L-a ascultat, slăvit să-i fie numele Lui. Astăzi Dumnezeu ne caută și pe noi. Uitați-vă la Avram, când Dumnezeu s-a dus și a hotărât să nimicească cetatea Sodoma. Și Avram și-a adus aminte că acolo avea o familie, avea un nepot acolo. Și ce a făcut Avram? A mijlocit înaintea lui Dumnezeu și l-a întrebat, Doamne, dacă vei găsi 50 de oameni acolo, vei nimici cetatea? Și ce a spus Dumnezeu? Nu. Și el a stat și a mijlocit, începând de la 50 și coborându-se în jos până la 10, dacă nu dau greș. Și totuși în această cetate n-au fost atâția oameni ca Dumnezeu să asculte mijlocirea lui Avram. Și m-am gândit, dacă se coborea Avram mai jos, îl asculta Dumnezeu. Îl asculta pentru că Dumnezeu totdeauna nu dorește moartea păcătosului, ci dorește mai degrabă ce să facă, ca să se întoarcă și să fie salvat, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Hai să ne gândim în această zi, frați și surori, care este puterea noastră, care este starea noastră duhovnicească, este o stare a ta și a mea de care Dumnezeu poate să te folosească. Atunci când noi vedem starea noastră spirituală, când vedem starea poporului din vremea aceasta, nu te cuprinde o jale, nu te cuprinde niște gânduri, niște idei care te face să plângi, te face să te uiți. Și cum amintea fratele aici că cândva se pogora Duhul Sfânt, era bucurie, era o revărsare a Duhului, dar acum, frați și surori, avea să vă întreb, s-a închis lucrarea aceasta? Atâtea teorii au apărut în scurgerea vremilor, de când stau și ascult s-au ivit atâția teologi, atâția oameni care au schimbat adevărul și spun niște lucruri care fac ca poporul să cadă într-un somn, într-o molișală și să nu se mai gândească la lucrurile care
trebuie să se întâmple în mijlocul nostru. Am dorit ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Poți fi mântuit și fără botezul cu Duhul Sfânt, poți fi mântuit și altfel, poți fi mântuit să vii la casa de rugăciune atâta, să asculți cuvântul, să te duci acasă și îți ajunge. Așa, învățători, astăzi poporul dorește și mângâie, dar aș vrea să vă întreb, oare acesta este adevărul? Am dorit ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Hai în seara aceasta să ne gândim, frați și surori, să vedem mai întâi starea noastră, apoi starea familiei noastre și apoi starea bisericii și să vedem, nu cumva, Dumnezeu are nevoie de tine, de mine. Să strigi, să înalți un zid, ca Dumnezeu să salveze familia ta, ca Dumnezeu să întoarcă copiii părinților care s-au dus, ca Dumnezeu să facă să curgă din nou izvorul de bucurie, izvorul puterii acesteia Duhului Sfânt, să curgă prin popor. Aceasta este puterea care ne face să ne înălțăm și să mergem înainte spre biruință, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Hai să ne cercetăm, frați și surori. Avem nevoie de putere? Avem nevoie de putere. Știți care este sursa acestei puteri? Este Duhul lui Dumnezeu. Dar nu numai atât, frați și surori. Duhul lui Dumnezeu nu poate lucra în viața noastră fără cuvântul acesta al Evangheliei, sau poate. Duhul Sfânt, El vrea împreună cu cuvântul acesta să introducă în viața noastră viață, bucurie, nădejde, ca să putem să-L așteptăm pe Cel ce este viu în vecii vecilor, binecuvântat să-I fie numele. Dacă nu citești cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu cercetezi cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu meditezi la cuvântul lui Dumnezeu, te înșeli. Te înșeli și dacă aștepți lucrul acesta să se întâmple într-un alt mod, niciodată nu se va întâmpla. Știți ce spune Evanghelia? Prin ce putem primi noi puterea aceasta? Uitați-vă cuvântul lui Dumnezeu în Romani, capitolul 1, spune cuvântul lui Dumnezeu acolo niște lucruri așa de minunate. Și uitați-vă ce spune el, Romani, capitolul 1, versetul 16, dacă nu dau greș. Și vom vedea izvorul care ar putea să curgă putere în viața noastră. Versetul 16 spune așa, Apostolul Pavel, mie nu-mi este rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este ce? Puterea lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele. Puterea, uitați-vă, puterea lui Dumnezeu, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu, frați și surori, este aici. Duhul Sfânt a scris cuvintele acestea, El le-a dictat, El le-a însuflat în autorii acestei cărți. Și fără cuvântul acesta, Duhul Sfânt nu te va convinge niciodată, pentru că El vorbește prin Evanghelie. De multe ori vorbește și prin darurile pe care le-a pus în biserică, prin prorocie, dar totdeauna ele sunt ieșite de aici și controlate cu cuvântul acesta, aceleași cuvinte de care El vrea să se folosească în viața ta și în viața mea. Ce faci cu cuvântul lui Dumnezeu? Ce fac? Cum îl prețuiești? De câte ori, cât timp din săptămână îi dai să citești cuvântul lui Dumnezeu? Și nu numai atât. Dacă citești cuvântul lui Dumnezeu, El trebuie să meditezi la El, să te gândești la El și Duhul Sfânt atunci îți deschide mintea, El îți lămurește lucruri pe care nu le-ai înțeles poate niciodată până atunci și tăria noastră atunci se coboară, tăria lui Dumnezeu se coboară peste noi, cercetând cuvântul lui Dumnezeu, împlinindu-L în viața noastră, Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. Al doilea lucru pe care Apostolul Pavel îl spune bisericii din Colose, dacă nu dau greș, spune din nou cuvinte minunate, Coloseni, capitolul 3, versetul
16 spune așa, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea, învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții, cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire, unde? În inima voastră, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască cât, frați și surori, din belșug. Știți ce înseamnă belșug? Atunci când ai și încă mai ai și încă mai ai. Și când Dumnezeu ți-a dat și îți mai dă în fiecare zi, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Ne bucurăm de binecuvântările pământești, firești, că Dumnezeu ni le-a dat și spunea fratele, avem de toate, așa-i sau nu? Și Dumnezeu ne mai toarnă, ne mai dă, dar n-avem, știți ce, spunea El, ne lipsește putere, puterea de a sta în picioare, puterea de a lupta împotriva păcatului, puterea de a sta împotriva poftelor care dau năvală din lumea aceasta. Și de aceasta, de multe ori, ne găsim atât de slabi. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne dea putere, ca să putem să luptăm, frați și surori, și să nu ne clătinăm. De multe ori ne pierdem puterea, știți din ce pricină? Din pricină că, uitați-vă, cuvântul lui Dumnezeu îi spunea odată lui poporul lui Israel, lui Efraim, prin gura prorocului Osia, Efraim este ca o turtă neîntoarsă. Efraim se amestecă printre neamuri. Străinii îi mănâncă puterea și el nu îți dă seama. O, Doamne, ce dureros este străinii! De multe ori ne uităm la lucrurile oamenilor, la toate lucrurile care le au ei. Și ochii noștri privesc la lucrările neamurilor, la tot ce se folosesc ei și ne plac lucrurile acestea, le îmbrățișăm, ne place moda lor, ne place, nu vorbesc de biserică la adresa nimărui, frați și surori, dar uitați-vă, prin lucrurile acestea, uitându-ne și amestecându-ne cu lucrurile din lume, ne pierdem puterea și nu ne dăm seama. O, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta, ajută-ne să nu ne amestecăm cu oamenii. Știți ce înseamnă, frați și surori, cum era aia, Efraim, o turtă fără să fie întoarsă, știți cum este ea? Cred că gospodinile știu lucrul acesta, ce se întâmplă când faci o turtă, o pui acolo să se frigă și nu o întorci. Ce face? Se face neagră, arsă, tot așa și cugetul lor. Cugetul lor, simțirea lor față de Dumnezeu, de dreptatea lui Dumnezeu, de legea lui Dumnezeu a fost arsă, cugetul lor a fost ars și nu mai simțeau, nu mai vedeau că sunt prinși în plasa aceasta și Dumnezeu a hotărât ce să facă, să-i pedepsească. Frați și surori, hai să ne uităm în această zi la noi, fiecare la noi, nu cumva și nouă, ne mănâncă puterea lucrurile acestea, uitându-ne și poftele acestea care năvălesc, noi nu ne dăm seama și spunem că nu e păcat cu tare lucru, nu e păcat cu tare lucru. Dar toate acestea, să știți că ne strică. Spunea odată un frate, predica și a ajuns la textul din Ioan, unde spune că dacă vezi un păcat care duce la moarte pe fratele tău, spunea Ioan în prima sa epistolă, vă spun să nu vă rugați care duce la moarte, ca un păcat care nu duce la moarte, el spune, vă spun și să vă rugați, dar care nu duce la moarte, care duce la moarte, vă spun să nu vă rugați. Și era un studiu odată între niște frați, a venit un frate neteolog, bătrân, care n-a învățat nicio școală, însă puterea Duhului Sfânt era peste el și a intrat în locul unde erau teologii aceștia și învățau și ei le-au pus întrebarea pentru că s-au lovit de textul acesta, de versetul acesta și îl întreabă, frate,
care sunt păcatele care duc la moarte și care nu duc la moarte. Și fratele spune, vă răspund la lucrul acesta, dar întâi răspundeți la întrebarea mea. Aș vrea să vă pun întrebarea și să vă întreb, care păcat duce în cer? Care păcat duce în cer, frați și surori? Niciunul, așa-i? Înseamnă că toate păcatele duc la moarte, însă când păcate care strigătoare, păcate de uciderea copiilor, păcate de vrăjitorie, păcate care sunt împotriva Duhului Sfânt, acestea sunt păcate strigătoare înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu spune, nu-l învață, Ioan nu spune că e păcat să te rogi pentru ei, dar spune, nu vă îndemn să vă rog pentru ei, să vă rugați pentru păcatele acestea. Frați și surori, sunt păcate, poftele care năvălesc în viața noastră și caută să ne târască. Știți de ce ne târăsc? Spune Apostolul Petru, ele caută, ne târăsc unde? Ne târăsc în lume. Știți ce înseamnă să te târască? Când nu mai ai putere, ceva, cineva te apucă de mână, te târie, măcar că nu te poți să nea pe picioare, te târie, te duce. Tot așa și diavolul, prin lucrarea aceasta, prin poftele acestea, ne târie înspre lume și noi nu ne dăm seama la lucrul acesta. Hai în această zi să vedem, frați și surori, ne trebuie putere să ne împotrivim lucrurilor acestora. Fără putere nu poți sta împotriva poftelor, fără putere nu poți să stai împotriva păcatului. Puterea aceasta avem nevoie fiecare de noi și Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Care lucru mai mănâncă puterea? Care este păcatul, frați și surori? Ne uităm la oamenii lui Dumnezeu, ne uităm de pildă la David. Era plin de putere. Când a venit și când armata lui Saul stătea în frică, când vedea uriașul acesta puternic al filistenilor, și David vine plin de ce? Plin de putere, slăvit să fie numele lui. Dumnezeu vine plin de putere. Nu era voinic, nu era ca să se lupte cu omul acesta fizic, dar în el era puterea lui Dumnezeu, slăvit să fie numele. Și a biruit printr-un om, a biruit o armată întreagă, glorificat să fie numele lui Dumnezeu. Dar aș vrea să vă întreb, cine i-a mâncat această putere? Cine l-a dezbrăcat de puterea aceasta în anii bătrâneții? Cine? Nu păcatul? Păcatul, frați și surori, ne dezbracă de puterea lui Dumnezeu. De multe ori spun unii teologi învățători în vremea aceasta, ai păcătuit, du-te înaintea lui Dumnezeu, roagă-te, mărturisește-i lui și el te iartă. Și mulți se mângâie cu învățătura aceasta stricată, nebiblică, și se mângâie că Dumnezeu i-a iertat sau mărturisit înaintea lui Dumnezeu și merg așa, dar când te uiți în viața lor, nu-i bucurie, nu-i rugăciune, nu-i stăruință, n-au curaj să vie la casa de rugăciune, n-au timp de citit cuvântul lui Dumnezeu, pentru că păcatul este în viața lor. Dumnezeu să ne ferească de lucrul acesta. Aș vrea să vă întreb, cei care ați cercetat cuvântul lui Dumnezeu, cui a spus împăratul David prima dată, am păcătuit? Cui a spus lucrul acesta? Când a venit Natan, el nu s-a dus înaintea lui Dumnezeu, știa că a păcătuit, știa că era frământat în inima lui, dar nu s-a dus să mărturisească înaintea lui Dumnezeu, să spui, Doamne, iartă-mă, Dumnezeu a trimis prorocul acesta. Și el îi spune lui Natan, prima dată am păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori, ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Dacă ai păcate, încearcă, pune probă în viața ta și vei vedea dacă le-ai mărturisit lui Iisus și ai bucurie, simțești viață, mergi înainte, roagă-te lui Dumnezeu și mulțumește-i.
Dar dacă n-ai liniște, dacă n-ai pace, dacă n-ai bucurie, caută, caută și mărturisește-ți păcatul și vei fi eliberat și Dumnezeu te iartă, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Când i-a spus prorocul Natan, când i-a spus David, am păcătuit, și ce a spus prorocul? Domnul te iartă, slăvit să fie numele lui, dar vei plăti. Păcatul trebuie plătit, frați și surori. Păcatul înfăptuit în trup, el totdeauna primește și urmează pedeapse. Am urmărit câteva lucruri din viața unor oameni și Dumnezeu i-a iertat, dar au plătit amarnic. Hai să ne cugetăm viața noastră și să vedem, frați și surori, dacă ar veni Domnul la noapte, dacă te-ar chema și ai spune să treci în veșnicie, ai garanția, ai bucuria că te vei întâlni cu Cel care te-a răscumpărat. Dacă n-ai bucuria aceasta, dacă n-ai nădejdea aceasta, pune-ți întrebarea, ce-i cu viața ta? Cercetează-ți viața și caută să te împaci, să te dezlegi, ca să poți avea bucuria mântuirii. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, Dumnezeu să ne dea putere, ca în viața noastră să ne cercetăm, frați și surori. Păcatul distruge legătura între noi și Dumnezeu. Păcatul pune un zid de despărțire. Dumnezeu vrea oameni tari, puternici, care să ridice ziduri. De ce? De rugăciune, de mâini curate. Dumnezeu are nevoie de oameni care să se atingă de ei, să le dea putere, ca să se atingă de bolnavi, să se vindice, ca să facă lucrări care să se întărească poporul. Hai să ne dăm seama, hai să auzim, auzim vocea Lui, așa am cântat, cred că cu toții, vocea Lui se aude. Ai auzit ce ți-a spus în această zi? Dacă ai auzit, fă lucrul acesta, fă un pas spre El și El îți face mai mult spre tine, te va ajuta, te va ridica și îți va da putere. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, să ne dea putere, ca această putere în viața noastră. Ne uităm tineri, ne uităm oameni care au făcut legământ cu Dumnezeu prin botez și ne uităm în viața lor că n-au putere să se reție nici măcar în casa Domnului de multe ori. Stau cu telefoanele în mână, scriu mesaje, nu vorbesc, poate cineva care are business și trochiștii de multe ori poate au nevoie și ias afară să folosesc de lucrul acesta, dar tu care stai și faci totdeauna lucrul acesta, nu te poți stăpâni, n-ai putere. N-ai puterea aceasta, pentru că dacă ai avea puterea aceasta, ea te condeamnă, ea te mustră, Duhul Sfânt te mustră și îți arată că faci lucruri neîngăduite înaintea lui Dumnezeu. Dar aceasta e o dovadă că suntem lipsiți de putere și dacă nu putem să stăm înaintea acestor lucruri, frați și surori, vine ziua, spunea fratele, se apropie venirea, se apropie răpirea bisericii și Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fim pregătiți pentru lucrul acesta. Frați și surori, dacă ne uităm începutul bisericii, de multe ori ne uităm la începutul bisericii când apostolul Petru arată lucrarea care s-a împlinit din cartea prorocului Ioel și el arată lucrurile acestea și veți cerceta acolo că arată începutul bisericii când Duhul Sfânt se va s-a coborât peste biserica, a pecetluit biserica, începutul acesteia. Dar dacă citiți mai departe, veți vedea că prorocul Ioel arată lucrurile care dovedesc și arată sfârșitul lucrării bisericii și întoarcerea lui Iisus Hristos după ea, slăvit să-i fie numele Lui. El arată semne care vor fi acolo, foc, sânge și fum pe pământ, așa e sau nu? Și ar vrea să vă întreb, este sânge pe pământul nostru în această vreme? Se varsă sânge, frați și surori, un semn că Domnul Iisus Hristos este aproape să vie să șeie biserica, războaie, cutremure de pământ, soarele
de multe ori se întunecă și în anul acesta învățații spun că prin luna lui August soarele din nou va fi întunecat. Ce ne dovedește lucrul acesta? Ne dovedește că plecarea bisericii este aproape, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Ai putere de a rezista, să poți să stai în picioare. Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta, să ne ajute ca să fim pregătiți și să putem ieși în întâmpinarea Lui. Amin. Slavă Domnului de cuvântul Lui, de îndemnul și de sfaturile care le-a dat între această după masă. Aș dori să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, să aducem cauzele noastre și, în mod deosebit, să cerem de la Dumnezeu putere. Ca Dumnezeu să ne dea putere, să avem tărie, să ne putem împotrivi vrăjmașului, să putem rămâne în picioare, să nu cădem în încercare. Aș dori să ne ridicăm pe picioare din partea fraților, cât și din partea sororilor, să aducem cauzele noastre și apoi vom veni cu mulțumire și vom încheia între această seară. Aș dori să ne rugăm pentru aceste două suflete care s-au predat să slujească pe Dumnezeu și dacă mai sunt care doresc să se alăture, rog frumos să nu plecați acasă fără să vă împăcați cu Dumnezeu. Aici este timpul, momentul să vă predați viața și să vă încredințați viața voastră în mâna Domnului. Dacă sunt din partea fraților, rog să aducem cauze și mulțumiri și din partea surorilor. Aș vrea să aduc pe socrul meu, care a făcut un strop și este mai bine acum, vorbește, mâna stingă și mâna dreaptă, n-a simțit-o când a făcut stropul, dar acum este mai bine, le mișcă, umblă. Haideți să-l aducem înaintea Domnului. Spuneți-mi numele. Este Ioan. Și ca Dumnezeu să-și desăvârșească lucrarea. Amin. Ne rugăm Domnul să se atingă. Domnul să asculte. Domnul să vă asculte. Domnul să reverse pace. Dacă mai sunt din partea fraților, din partea surorilor, Domnul să vă primească mulțumirea și să privească cu milă spre familie. Domnul să cerceteze familiile care nu frecventează biserica, să pună dor de casa Domnului. Dacă mai sunt, să ne rugăm pentru lista care ne stă în față. Sunt tineri bolnavi, sunt cazuri la care așteaptă intervenția lui Dumnezeu. Sunt cazuri de boală. Sunt cazuri care Dumnezeu așteaptă familia. Noi așteptăm ca Dumnezeu să intervină în dreptul copiilor, să-i întoarcă la Dumnezeu. Sunt cazuri în care ne rugăm pentru părinți ca să se întoarcă la Dumnezeu. Să amintim și pe acest frate Vasile și familia lui, ca Dumnezeu să oprească planul demonic de divorț și să lasă pace. Dacă sunt cazuri în taină și dorințe și dorințe, le aduceți printr-o ridicare de mână înaintea lui Dumnezeu. Este momentul. Domnul să asculte rugăciunea. Domnul să binecuvânteze frații care călătoresc. Dumnezeu să-i păzească la plecare, la întoarcere. Dumnezeu să binecuvânteze pe cei ce au lucru. Dumnezeu să binecuvânteze lucrul mâinilor noastre. Să binecuvânteze familiile noastre. Știu că copiii sunt în vacanță. Sunt unii care mai au examene. Dumnezeu să-i binecuvânteze, să le dea propășire. Pe noi să ne izbăvească de întuneric și de puterea celui rău. În mod deosebit, în săptămâna care ne stă în față, vom intra într-o săptămână pe câmpul lui Dumnezeu, pe câmpul Evangheliei. Dumnezeu să ne dea tărie, să cerem putere de la Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne îmbrace cu putere, să putem rezista, să putem ne împotrivi puterii demonice și să putem rămâne în picioare. Așa cum stăm, venim înaintea lui Dumnezeu și rog ca păstorul să vină să mijlocească pentru aceste cauze, să ne binecuvinteze într-o această săptămână și va încheia slujba. Ne rugăm cu toții, Domnul. Împăratul slavei, Dumnezeule care ești iertător, binevoitor,
care ne-ai făcut atâta bine pe când nu meritam noi, acum recunoaștem lucrul acesta și spunem, primește mulțumirea în numele Domnului Iisus. Te rog frumos să te uiți la cerurile și dorințele noastre. Sunt multe, îs peste puterile noastre, dar la tine numai dacă spui un cuvânt, ia ființă. Eu îți mulțumesc personal pentru toate lucrările care le lucrezi în biserica noastră. Îți mulțumesc pentru vindecările pe care le faci. Îți mulțumesc pentru sufletele care le întorci la mântuire. Îți mulțumim pentru cei care sunt bolnavi și Tu îi vei vindeca. Te rog, ascultă cauza fiecăruia. Dă-ne drumul cu o inimă liniștită și plină de pace. Ajută-ne să fim oamenii care ridicăm ziduri de apărare, Doamne, care să sprijinim pe cei răniți, pe cei loviți, pe cei care poartă sarcini grele, Doamne, și să-i aducem la adăpostul Evangheliei. Mulțumesc că ești cu noi și rămâi în continuare. Aleluia! Dă-ne drumul liber la fiecare cu pace. Amin. Dacă se poate să se pui pe screen în conversie, dacă lucrează sistemul, din Osia, capitolul 13, versetul 1, după care vom face anunțurile. Aș vrea tot să-l citim acest verset. Osia, capitolul 13, versetul 1. Când vorbea Efraim, despre care s-a auzit, Efraim era una din cele 12 familii a lui Israel, sau din un copil al lui Iosif, spune, răspândea groaza în Israel. Auzi ce putere era când vorbește un credincios. Plin de puterea Domnului, răspândește cuvântul Domnului cu putere. Și spune, dar cum a păcătuit cu Baal, a murit. Doamne, ajută-ne să nu păcătuim, să trăim în sfințenie și în curăție. Ascultă-ne. Apoi, în continuare, vrea să facem anunțurile pentru luni. Tinerii la ora 7 vin aici. Vă rog frumos și frații în vârstă să fie. Și tinerii care și s-au hotărât pentru botez să fie, că vom începe cursurile de catecheză. Domnul să vă binecuvânteze la ora 7 în seara. Ați auzit despre frații teologi. Teolog, ca să fii teolog, este un lucru foarte mare, ca să auzi vocea Domnului, să-ți vorbească și tu să o transmiți. Spunea un frate la Biserica Mare, unii sunt teologi și ologi. Și spune, dacă un olog conduce pe un altul, n-ajung nicăieri. Doamne, ajută-ne să fim cu adevărat copiii lui Dumnezeu. Marți avem zi de post și rugăciune de la ore 12 la 2, apoi seara am numit stăruință. Veniți aici și ne vom ruga Domnul să boteze și să binecuvinteze adunarea cu darurile Duhului Sfânt. E de mare folos, de mare trebuință, mai ales acum în vremurile de acum. În tot parcursul vieții bisericii a fost trebuință de descoperirile Domnului, dar mai ales acum cel mai mult. Miercuri, servici va fi de la orele 7 la 9, joi și vineri repetiții de cor. Pe data de 30 iulie a rămas o lună și câteva zile, va fi din nou ieșirea bisericii la parc, la exidul 25, unde avem două persoane care vor încheia legământ cu Domnul și tot cei ce voiți să vă înscrieți, să aveți parte de împărăția lui Dumnezeu, să aveți parte de puterea lui Dumnezeu, înrolați-vă în slujba Domnului și Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Acum, aș vrea să mulțumim Domnului și este fratele Dragoș Mitric între noi pentru ziua de azi. Ne-a rugat numai pentru cauze, dar acum el să mulțumească în voaș că Domnul a fost cu noi și ieri și azi și va fi până la sfârșitul zilelor. Slavă ție, Doamne Iisuse!
ne închinăm în fața Ta și îți mulțumim pentru darul Tău cel minunat care ni l-ai dat și astăzi, Doamne, să fim împreună cu frații, cu surorile, Doamne, să auzim vocea Ta care ne-a sfătuit, Doamne, care ne-a învățat, care ne-a spus că trebuie să ne purtăm curați, Doamne, în fața Ta. Te rog, ajută-ne, Doamne! Noi îți mulțumim pentru cuvântul Tău care răsună. Doamne, îți mulțumim pentru ziua aceasta binecuvântată de Tine, Doamne, care împreună am putut să lăudăm pe Cel ce merită gloria și lauda, ești Tu, Iisus. Te rugăm în continuare, binecuvintează-ne în drumul nostru, pe la casele noastre, pe la lucru, pe unde suntem, să răspândim mireasa Ta, Doamne, să răspândim lumina Ta, Doamne, în noi, noi și copiii noștri, ajută-ne, Doamne, binecuvintează-ne și fă-ne, Doamne, dorul ca din nou să venim la rugăciune. Când sunt ore de rugăciune, Doamne, dă-ne acest dor, pune Tu dorul în fiecare, lăudat să fie numele Tău în veci de veci. Amin. Doar Iisus m-a salvat, doar Iisus m-a iertat, mi-a spălat al meu păcat, numai El, doar iubirea.